Virgil Ianțu și Roxana Alexandru formează un cuplu de 15 ani, însă cei doi nu au făcut până acum pasul cel mare. Aceștia au o fică adolescentă, pe Jasmina, care le-a schimbat cu totul viața. Discret cu viața personală, prezentatorul TV nu obișnuiește să apară des în compania fetelor sale, însă acum acesta și-a surprins fanii. Virgil Ianțu a postat o fotografie în care apare alături de cele mai importante persoane din viața lui. Așa arată un bătrânel fericit, hashtag family, a scris Virgil Ianțu. Deși are o relație de mulți ani cu mama fiicei sale, Virgil Ianțu nu vrea să se căsătorească. Ea știe, mama e cerută, cererea a fost acceptată, dar nu am apucat să ne căsătorim. E adevărat că au trecut 15 ani, dar s-a întâmplat o treabă care mi-a lăsat un gust amar. Am mers la un preot și l-am întrebat cum putem face ca în fața lui Dumnezeu să ne cununăm. El ne-a cerut certificatul de căsătorie. Noi i-am zis că așa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem să o facem pentru sufletul nostru și nu avem timp de acte. I-am zis atunci că mie mi se pare că între noi și padre nu stă un funcționar public și o foaie din asta. Așa e de când lumea, trebuie să fie o foaie acolo semnată de cineva cu ștampilă și cu trapelul la piept? Mie mi se pare total ciudat că nu pot să fac asta în fața lui Dumnezeu până ce un ales al poporului nu-mi dă o patalamă. Preotul a zis că nu se poate altfel pentru că ar trebui să-l mințim pe Dumnezeu. Mi s-a părut total aiurea. Nu vreau să stau după acte, a spus Virgil Ianțu. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!